o să trecem mai departe la următorii invitați, care sunt cei de la Amais și Baza. O să specific câteva date despre următorii speakeri. Maria Duda este arhitect, absolventă a Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu și doctor în arhitectură. Este o persoană care cercetează, documentează, predă și se implică în îmbunătățirea spațiului și experienței urbane bucureștene. Alexandru Beleni este arhitect cu doctorat în arhitectură, are o experiență lucrativă în domeniul planificării urbane, îmbinând practica profesională cu mediul academic. Cei doi, împreună cu Raluca Niculae, Matei Bogescu și Ștefan Hilerin, formează o echipă multidisciplinară care în anul 2016 a fondat această asociație care se numește Baza, Deschidem Orașul. Câteva date despre asociație aș dori să adaug. Această asociație are proiecte ambițioase de cercetare, educare și de design urban și ceea ce îmi place foarte mult este faptul că contribuie constant la dezvoltarea comunităților în care trăim și că sprijină tinerii dornici să lucreze și să creeze, să activeze spații noi prin valorificarea orașului și transformarea acestuia într-unul mai bun, așa cum ne dorim cu toții. Interesantă mi s-a părut denumirea asociației și de ce? Pentru că baza, de fapt, rezumă foarte bine nevoile unei comunități de a fi ancorată în lucruri care oferă stabilitate, perspective noi, siguranță și o fundație pe care poate să clădească concepte noi. Baza este un centru de resurse de unde pornesc idei noi și unde ne întoarcem pentru a ne găsi mereu echilibrul. Iar celălalt invitat este vorba despre Iris Popescu, care a fondat în anul 2015 un ONG, Amais. Este arhitect, a absolvit Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu și a obținut anul acesta titlul de doctor în arhitectură. Pe această cale întreaga asociație și cred că și participanții dorim să te felicităm și să dorim mult succes în continuare. Lucrarea de cercetare se concentrează asupra responsabilității sociale arhitectului și a beneficiilor utilizării empatiei în proiectare ca modalitate de a îmbogăți relația individ-comunitate și mediu construit. Câteva date despre ONG-ul pe care l-a fondat. Acesta este dedicat accesibilizării mediului construit în beneficiul persoanelor cu dizabilități, care promovează ideea prin care trebuie mai întâi să învățăm, să-i ascultăm, să-i înțelegem și să implicăm în acest proces de schimbare. Pe această categorie de utilizatori ai spațiilor urban care resimt cel mai mult excluderea socială sau oricare alt tip de această excludere. Prin urmare, dorința și scopul principal al acestei ONG este de a crea contexte de socializare în persoanele tipice și cele cu dizabilități, iar ca și proiecte principale pe care le desfășoară sunt Sensibility, Răstiua și Clubul. În viziunea Amais, fiecare are responsabilitatea de societate inclusivă. Orașul este un spațiu pentru noi toți, care trebuie să fie accesibil tuturor locuitorilor și să ofere servicii calitative. Iar în continuare, o să dau cuvântul acestor oameni plini de inițiativă, empatici și dornici de a ne împărtăși, zic eu, priveliștea multicoloră a orașului prin prezentarea orașului spațiu comun. Vă dau cuvântul. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Aș fi vrut doar să adaug la această să audem.
Aș fi vrut să adaug la această introducere minunată că mai există un membru al echipei noastre, și anume Irina Niculescu-Beleni, care cred că merită menționată din cauza că luptăm împreună pe diferite fronturi. Cum ai spus și tu, prezentarea are titlul Orașul Comun și subtitlul București, structura minoră. Și asta are legătură în special cu un studiu pe care l-am făcut, am început să-l facem acum 4 ani, aproape obligați de situația cu care trebuia să ne confruntăm în fiecare zi, și care treptat a evoluat într-un studiu, într-o adevărată cercetare, zicem noi, care s-a materializat și într-o carte și care propune o fel de apare pentru regenerarea străzilor mici din oraș, în ansamblul lor. Aici aș fi vrut, Maria, e... O să dau eu un share screen. Aici, bine, probabil mai multă lume cunoaște această situație, dar Bucureștiul este efectiv scufundat în trafic și în efectele lui, până la punctul în care efectiv domeniul public a dispărut complet sub mașini. E aproape imposibil în momentul ăsta să mergi pe stradă, sau este foarte dificil, și Bucureștiul chiar e un oraș care într-un fel iubește într-un mod bolnăvicios mașinile. Și acest lucru, bine, poate fi, putem să discutăm destul de mult despre de ce se întâmplă și cum s-a ajuns aici, de fapt o discuție interesantă, dar deocamdată m-aș opri sau m-aș rezuma la a spune că în București parcarea este gratuită, absolut peste tot, și mai mult decât atâta, ea este... Parcarea ilegală, de fapt, este tolerată și încurajată aproape de autorități. Cu alte cuvinte, parcarea pe domeniul public e considerată o problemă insurmontabilă și atunci tolerăm orice fel de mijloc de adaptare la această situație. Chestia asta a produs o situație mai mult decât disfuncțională în oraș și, mă rog, așa cum știți, sau poate nu știți, dacă nu știți, vedeți acum, dacă vă uitați la această imagine din satelit, se văd mașinile care practic sunt presărate efectiv în fiecare unghier al orașului. Și pe de altă parte o să fie, deci cumva prezentarea este în mod indirect despre domeniul public, pentru că în momentul ăsta nu poți să vorbești despre domeniul public fără să abordezi problema politicii de parcare a orașului. Vom vorbi mai întâi despre politica de parcare și după aia despre domeniul public. Pentru că repararea domeniului public trece, de fapt, obligatoriu prin această politică. Ce vreau să mai spun e că va fi probabil un an interesant pentru acest subiect și probabil următorii 4 ani vor fi foarte importanți, fiindcă oamenii care au ajuns acum în primăriile din București, în special primarul general, primarul sectorului 1 și primarul sectorului 2, chiar și primarul sectorului 6, cred, toți au menționat această problemă a parcării, deci probabil că se va încerca, într-un fel sau altul, implementarea unui sistem de management al parcării în tot orașul. Și asta e vorba nu doar de parcarea la stradă, e vorba de toate tipurile de parcare, legislația în legătură cu parcările și așa mai departe. Și e foarte important să facem treaba asta cum trebuie și noi pentru asta ne luptăm. Și anume, de ce e important? Foarte puțină lume înțelege, de fapt, ce înseamnă parcarea și efectele pe care le are în oraș. Și aș vrea aici să zic 5 lucruri, și anume, politica de parcare publică, de fapt, este unul dintre cele mai importante lucruri în modelarea tărâmului public sau spațiului public din oraș. Are implicații asupra conservării patrimoniului, dacă vorbim de toate regulile, reglementările de parcare, are impact asupra tipologiilor de clădiri din oraș, în special facilitează, așa cum e ea formulat acum, tipologii și construcții și ansambluri de foarte mari dimensiuni, lucru care treptat începe să schimbe granulația și proporțiile parcelarelor din
parte istorică a orașului. Deci are impact și asupra dimensiunii clădirilor și asupra, cum spuneam, granulației orașului. Și în principiu, în special pentru centrul Bucureștiului, va fi probabil între lucrurile care vor determina felul în care va evolua centrul orașului. Ok, și în acest context suntem un pic emoționați, ca să zic așa, despre cum va fi făcută această politică de parcare, deoarece în momentul de față impresia noastră e că aproape toată lumea cu putere de decizie în acest subiect vorbește de parcare ca de o problemă cantitativă. Nu avem, sunt foarte multe mașini, nu avem destule locuri de parcare, cumva trebuie făcute locuri de parcare și noi vrem să aducem această conștientizare foarte clară că unul la mână felul în care se rezolvă această ecuație de cerere și ofertă trebuie făcută cu mare atenție pentru că poate să ducă și la o creștere a numărului de mașini de oraș și a congestiei, dar în special la faptul că în clipa în care umbli la parcare și în special când reglementezi parcarea pe stradă, încep să modelezi strada ca spațiu public și că acest modelaj trebuie făcut foarte bine de la început. Sau cât mai bine, pentru că foarte bine în București e un termen de care am început să ne ferim, pentru că pur și simplu e nerealist. Și ce vreau să mai spun aici e că, da, într-adevăr, noi considerăm că parcarea, da, și pot să las aici un pic, parcarea e mai mult o problemă simbolică și culturală în momentul de față decât este o problemă tehnică și chestia asta am vrea să încercăm să o promovăm și să o mediatizăm. Parcarea e unul dintre principalele subiecte de dispută stradală, de negocieri constante, zi de zi există discuții în jurul acestui subiect, există luări de poziție, există acte de bravură, de, nu știu cum să spun, empatie și așa mai departe. Deci un întreg ecosistem în care, pe care noi, nu știu cum să zic, așezăm frustrările noastre naționale. În fine, e o chestie care poate deveni de fapt extrem de personală și nu este deloc tehnică în momentul de față, dar poate lucru care aș îndrăzni să-l zic e că de fapt există în momentul ăsta un fel de complicitate fină între noi cetățenii și politicieni și administratori în a întreține această stare foarte, foarte deficitară a domeniului public, în care practic folosim domeniul public exclusiv pentru parcări. Și din acest punct de vedere putem spune că există o privatizare a spațiului public. Ce vreau să spun e că noi, încercând să analizăm această problemă, am început să facem un anumit tip de diagramă în care cumva ideea acestor diagrame este de a reprezenta mașinile în același limbaj cu care se reprezintă de obicei spațiul privat sau clădirile. Adică mașinile în momentul de față au aceeași putere de a determina și structura spațiul public sau au o putere similară cu cea a clădirilor de a modela spațiul public. Și această reprezentare ni se pare interesantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând considerăm că e mai corectă și mai adecvată vis-a-vis de ce înseamnă mașini în oraș, deci sunt niște mici construcții din punctul nostru de vedere, ele așa sunt trăite și experimentate la nivelul unei deplasări pe trotuar. Și doi la mână, credem noi, ridică problema formei spațiului public. Și anume a faptului că mașinile dintotdeauna au fost integrate arhitecturii orașului. Nu sunt niște elemente mobile care de fapt nu există, și fac parte împreună cu arhitectura dintr-un joc, să zicem, de volume, care creează forma orașului. Și chestia asta, dacă poți să dai la următorul slide, Maria, chestia asta se vede destul de bine în astfel de situații în care chiar anumite bucăți destul de mari din oraș sau anumite intersecții în care mult prea mult spațiu este dedicat traficului auto și parcării mai ales, sunt efectiv integral modelate de parcare. Și prin studiul pe care l-am făcut, am încercat să abordăm, pe lângă tot ce ar însemna reglementarea și structura asta legislativă a străzii, să zicem, am încercat să abordăm și această problemă a formei străzii în momentul de față. Și dacă poți să dai la următorul slide, te rog.
Și vreau doar să fac așa o mică paranteză și să spun că, de fapt, de la început, ideea de trafic, pentru că asta am studiat noi, a fost conectată la ideea de oraș. Și una dintre primele sau cele mai relevante menționări ale, să zicem, traficului a fost că însăși baronul Haussmann vorbea despre bulevardele din Paris ca fiind o chestie care va produce, care va zdui traficul și chestia asta va crea un spectacol și așa mai departe de lumini și de impresii și apoi a fost preluată această idee de un număr de oameni, deci, și de scriitori și cred că există o, în fine, chiar și Baudelaire vorbea despre cum traficul influențează și așa mai departe, mă rog, dar vreau doar să aduc cumva din nou în discuție ideea că mașinile și traficul fac parte cumva și din arhitectura orașului și că acest lucru este complet neglijat și el acum și chestia asta duce cumva la un oraș tărâm public abandonat din punct de vedere al aspectului. Și una dintre lucrurile pe care le-am propus în acest studiu a fost să încercăm să schimbăm perspectiva dinspre stradă ca un fel de gem de fluxuri de circulație care se desfășoară așa paralel și sunt aproape imateriale și să încercăm să vedem strada ca pe, mai degrabă ca pe o serie de petice sau ca pe un țesut peticit în care fiecare dintre aceste obiecte lasă o amprentă și ocupă un teritoriu. Deci, într-un fel, față de strada modernistă pe care încă ne bazăm pentru normative și așa mai departe, unde sunt foarte multe fluxuri paralele și gestionate coerent, noi am vrea să propunem o stradă mozaic în care, de fapt, locul este unul al teritoriilor și al relațiilor gabaritice. Și dacă poți să dai mai departe, Maria. Și am încercat să folosim în acest studiu de care vorbeam o serie de diagrame în care am încercat să sintetizăm situația străzii și dacă vă uitați în partea dreaptă, imaginea din dreapta e cam cum vedem noi o stradă din București, plină de întortocheri, oameni sunt și pe carosabili și pe trotuar, este totul extrem de dificil și complicat. Și dacă dai mai departe, și sub această situație există din punctul nostru de vedere un fel de parcelar stradal dezorganizat, dar în care se întâmplă și anumite gesturi de libertate și sunt și anumite lecții pe care le putem învăța pentru a crea un fel de model de stradă care nu își pierde complexitatea și agitația tipică Bucureștiului, dar care totuși devine funcțional și e capabil să preia interesele tuturor oamenilor care participă la această viață stradală. Și atunci, cumva, propunerea noastră destul de simplă este de a considera, de a modela acest grid stradal și de a-l privi ca pe un parcelar, nu ca pe o serie de locuri destinate exclusiv parcării. Și aceste parcele pot fi folosite pentru un număr de activități, să zicem, și necesități urbane. Și o să vedeți mai încolo un pic exact la ce ne referim. Da, următoarea. Și prin urmare am studiat o zonă pilot, am propus o... Cred că pot să dai la următor. Uh-huh. Am făcut un studiu pilot pe o zonă destul de mare din oraș, cam cu latura de 700 metri pe 500 metri, unde efectiv nu doar am numărat mașinile, dar am și desenat în pozițiile în care se găsesc de obicei, aruncate în intersecții, puse unele peste altele, ocupând spațiu în cele mai neînchipuite modalități. Și apoi am și propus o întreagă recompartimentare sau reparcelare a domeniului public în care am recuperat anumite trotuare publice, ne-am pus problema intersecțiilor și rolului lor foarte important în a țese țesutul public și experiența urbană, chestie care acum nu se mai întâmplă. Și în acest parcelar am intrat și cu o serie de reguli și reglementări despre cum ar trebui gestionată dinamica domeniului public în relație cu subiectul parcării. Dacă poți să dai mai departe. Da, și cum spuneam, sunt mai multe propuneri, e dificil în timpul pe care îl avem să intrăm în toate aceste propuneri, dar am propus mai multe politici de folosirea ale acestui parcelar de parcări, care sunt mult mai adaptate și la programul orașului și la programul nostru, care pot prelua mai bine situații de criză, cum a fost
și cum e, de fapt, în continuare acesta cu criza COVID. Da, următoarea. Și mai departe, deci cumva am încercat să descriu cât de bine am putut problema și un fel de cadru mai general de teoretic, să zicem, dar și foarte practic, în care ar putea să evolueze structura minoră de străzi a orașului, care pentru noi e structura unde viața orașului se desfășoară cel mai bine, sau ar trebui. Și acum urmează Maria, o să vorbească și apoi Iris vor vorbi despre proiectele cu care se poate intra în această structură, despre diferențele dintre proiectele pe care le-am încercat noi până acum și de ce sunt toate importante, de fapt, într-un demers urbanistic mai amplu. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, ASOP, pentru invitație. Mulțumesc, Alex, pentru prima parte. Ceea ce aș dori să prezentăm în cele ce urmează sunt trei ilustrații de proiecte grupate, să spunem, sub diferite sfere. Cea sfera parazitară sau a urbanismului tactic, cea teoretică și care îmbrățișează comunitatea și respectiv proiecte care sunt necesare spațiului public și care urmează o serie de avizare. Și deși cele trei, să spunem că se departajează în acest mod, ele au o surginte comună și aceea este de îmbunătățirea spațiului public și de a răspunde unor nevoi acute, imediate, prin niște măsuri de termen foarte scurt și ca să le iau pe rând. Prima imagine reprezintă girafa urbană, urbanismul tactic, o intervenție pe care am făcut-o în această primăvară într-una din intersecțiile de cartier ale Bucureștiului Central, unde lipsa cu desăvârșire posibilitatea confortabilă și inclusivă de a traversa, că două treceri de pietoni erau separate de un spațiu ce nu era verde la origine, pur și simplu s-a îndepărtat asfaltul în 2007 și nu a mai fost pus. Și prin urmare pietonii circulau pe carosabil și a fost împreună cu ajutor de la Plus Sector 2 am reușit să punem într-o zi să montăm acest podeț din lemn complet demontabil fără să lase niciun fel de urmă, nu e fixat pe pământ altfel decât gravitațional. A fost folosit timp de 2 săptămâni. Iar în a 15-a zi, autoritățile ADP-ul sectorului s-a autosesizat și a venit a reparat această intervenție care, de fapt, lipsea. Și asta ne-a dat un semnal foarte puternic, în sensul în care o intervenție de bun simț, să spunem, care a fost dorită și sprijinită de comunitatea din jur, poate să transmită un semnal subtil autorităților care, la fel de grijuliu, pentru că nu au demontat abuziv podețul, e un fel de zonă gri, să spunem, a legislației, în care atât timp cât nu lași deșeuri sau nu folosesc spațiul domeniul public în proprie, pentru utilizarea și pentru bunăstarea proprie, e permis sub formă de intervenție artistică o astfel de un astfel de proiect. De să spunem că aceasta este primul little improvement, noi așa l-am numit, ca manifest gama de proiecte pe care o demarăm în spațiul public, am demarat-o și o implementăm în spațiul public. O viață de 2 săptămâni cu o pregătire întreruptă de pandemie, e adevărat, dar care a avut undeva tot la așa la 1 săptămână de zile legate. A doua imagine se referă la setul de reguli post-COVID. Este un mic ghid îndrumar pentru comunități pe care l-am făcut în luna mai înainte să se deschidă, să se încheie starea de alertă și starea de urgență, să deschidă starea de alertă împreună cu AMAIS. O serie de ghiduri care să răspundă, să pună problema, de fapt, comunităților, de ce, care sunt prioritățile de care au nevoie pentru a putea folosi spațiul
public al orașului, pentru a suplini lipsurile, cum erau școlile închise, zonele de întâlnire, de socializare, să dea posibilitatea menținerii distanței de siguranță și totodată de a oferi, să spunem, schimbul social de care lumea avea nevoie. Și spre marea noastră bucurie, concomitent cu acest ghid pe care l-am lansat noi, și aici Amais a avut o contribuție foarte importantă pentru că au tras câteva semnale de alarmă legate de democratizarea spațiului public și de scoaterea din izolare persoanele care din grupul de persoane defavorizate care oricum sunt izolate și în perioadă de normalitate, și astfel să îmblânzim spațiul public, să-l facem cât mai deschis. Acest ghid nu a fost singular la nivelul Bucureștiului, au mai fost și ghidul celor de la Grow Up Romania și respectiv propunerea de 5 proiecte pentru cartier făcută de grupul de inițiativă Chiselef, prin care s-au dorit, printre altele, deschiderea curților școlilor, coridoare verzi, piețe volante, spații care astfel să se deschidă în cartier pentru oameni. Iar cel al treilea proiect pe care îl vedeți în partea dreaptă a ecranului este, de fapt, cel cu care am pornit, Little Improvements, o scară de acces care să lege parviul Bisericii Crețulescu cu Galeriile Crețulescu. A fost un proiect pe care l-am inițiat în 2015, unde am câștigat finanțare în 2016. Și întreg procesul de avizare, chiar dacă este vorba de o bucată, o piesă de mobilier urban, a durat 3 ani de zile, scara finalizându-se și inaugurându-se în martie 2019. Și aici vrem să aducem paralela față de podețul care era la fel de necesar precum și scara respectivă. Dacă podețul s-a făcut într-un mod de arhitectură de gherilă în câteva zile, procesul de avizare pentru o intervenție de regenerare și de rețesere urbană, chiar dacă este vorba de un mobilier sau despre o intervenție temporară, urmează din punct de vedere al avizelor și al birocrației același parcurs ca un proiect de arhitectură construit normal. Și ca efecte secundare ale acestei birocrații foarte îndelungite a fost pierderea în timp a încrederii, nu doar a comunității locale, cât și a persoanelor care inițial au fost parte din cei care au sprijinit demararea proiectului. Și aici mă refer și la o hărțuire administrativă a proprietarilor terenului și la o serie de conjuncturi de pierderi de documente, de succesiune de cereri și tot așa, ceea ce, deși scara până la urmă este, cum vedeți în imagine, prezent foarte uzitată și deja parte din reperele zonei, din experiența aceasta am învățat foarte multe legate de relația cu comunitatea, relația cu proprietari privați, relația cu administrația și relația cu spațiul public. Și toate aceste trei proiecte vi le-am prezentat acum pentru că ele reprezintă, pe de o parte, și baza pe care noi ne luăm în propunerea asupra, spunem, principiilor de intervenție din structura minoră, dar reprezintă, pe de altă parte, și pași posibili pentru a testa și optimiza în timp variante de rezolvare. Aici aveți o imagine cu o intersecție din zona centrală. Pentru cei care cunosc București, este Facultatea de Arte, DIICOTU, străzi cu sens unic, care se desfășoară în jurul acestui spațiu verde pe unde inițial trecea tramvaiul și care acum este într-un fel de semi-abandon. Și o primă etapă de termen foarte scurt se bazează tocmai pe instalații de gherilă, de arhitectură de gherilă, cu elemente care pot să fie
aduse și montate pe termen de câteva zile și care cu toate acestea să modeleze spațiul într-o manieră foarte definită și foarte ilustrativă și permisivă, aduce o aducere în siguranță a spațiului public, astfel încât utilizatorii și comunitatea să-și dea seama de potențialul pe care îl are o astfel de intervenție și de potențialul pe care îl are, de fapt, spațiul public al străzii. Și aici e o referire la o altă girafă urbană pe care au făcut-o colegii noștri, Alex și Irina, anul trecut, când au recuperat brazii de Crăciun abandonat la colțurile străzilor și au reușit să elibereze astfel un trotuar de mașini. În etapă succesivă, odată cu, să spunem, intrarea în mentalul colectiv al posibilităților de reluare a domeniului pietonal, respectivele intervenții de gherilă pot să se permanentizeze și cu sprijinul autorităților să devină mult mai organizate. Aici, de exemplu, s-a făcut o extindere a trotuarului pentru zone de protecție și de vizibilitate. Spațiile publice de la parter au primit o zonă de parklet unde să se poată extinde cu terase sau cu zone de informare, de socializare. Parcul a devenit mult mai bine organizat. Iar pe etapa de termen lung, se poate reapropia zona verde către clădirea adiacentă, strada se poate devia, fie temporar carosabilă, accidentală carosabilă, pentru a putea face legătura cu cele două străzi din intersecție. Și asta nu înseamnă neapărat că eviscerăm întreaga zonă de locuri de parcare atât de necesare, ci pur și simplu le organizăm. Dăm flexibilitatea negocierii comunității de a putea să aleagă dacă în loc de un spațiu de parcare poate să aibă un spațiu de parcare care să fie utilizat pentru food truck-uri sau să fie un spațiu verde sau să fie un spațiu de parcat biciclete sau să fie un spațiu de un teren de joacă. Până la urmă, ceea ce am descoperit prin acest studiu este că dimensiunea unui spațiu de parcare de 12,5 metri pătrați, care poate foarte ușor să fie un dormitor de copil foarte agreabil, are o sumedenie de valențe pe care le pierdem în momentul în care îl considerăm exclusiv teritorializat pentru a susține un mijloc de locomoție. În cele ce urmează îi fac legătura Iris, pentru că ceea ce am prezentat noi foarte succint nu exclude și, de fapt, toate aceste elemente de design urban pe care le propunem au ca scop și democratizarea reală a spațiului public, în sensul în care trebuie să fie deschise pentru orice fel de categorie de vârstă și de abilitate fizică. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria! Și mulțumesc și pentru felicitările de la început. Bun. În primul rând îmi pare rău că port mască. Am observat acum că și în poză aveam ochelarii noștri de la activitățile AMAIS și acum am mască, dar sunt la birou și respectăm normele de siguranță sanitară. M-auziți cum trebuie? E în regulă? Ok. Bun. Și colegii de la baza, cât și în general, se tot discută despre recuperarea spațiului public. Și știm cu toții că acesta este un proces mult întârziat, adică suntem foarte târziu în acest proces de a încerca să avem un spațiu public de calitate și trebuie să avem grijă, de fapt, la cum se va desfășura acest proces, care sunt pașii pe care vom urma pentru a putea transforma spațiul comun pe care îl avem acum într-un spațiu public autentic și de calitate. Iar aici intervine, de fapt, responsabilitatea noastră ca profesioniști, fie că suntem arhitecți, urbaniști, peisagiști, să încercăm să recuperăm spațiul public pentru cât mai multe categorii de utilizatori. Bine, ideal ar fi pentru toate categoriile. Scuze, sau zici ceva? Nu, trebuie să încerc eu să scot microfonul. Pe ideal ar fi să reușim să recuperăm pentru toate categoriile,
dar să începem măcar cu cât mai multe mai întâi. Bun, și care sunt instrumentele pe care profesioniștii din domeniul construcțiilor le folosesc pentru a putea integra persoane din cât mai multe categorii? Odată este accesibilizarea, care reprezintă un set de reguli și de transformări foarte clare, adaptări speciale ale spațiului pentru persoanele cu dizabilități. Doar că mica problemă care apare în legătură cu accesibilizarea este că de cele mai multe ori ea poate să creeze segregare socială în continuare, tocmai pentru că conține aceste adaptări speciale care sunt foarte vizibile și clar pentru anumite categorii. Iar celălalt instrument este cel legat de designul inclusiv, care de fapt este o abordare prin care încercăm să luăm în considerare de la început abilitățile utilizatorilor, fără a mai fi nevoie de adaptări speciale ulterioare. Practic, toate aceste principii sunt integrate de la început, de când gândești în fața de concept proiectul, fie că vorbești de spațiu public sau de un spațiu privat. Dar în România, în momentul de față, există o confuzie între acești termeni și de cele mai multe ori accesibilizarea fiind aplicată strict după normativ și acel normativ nefiind respectat cum trebuie. Putem să ajungem la exemple cum avem în partea dreaptă, unde este un marcaj tactil care ar trebui să-ți semnalizeze faptul că urmează o trecere de pietoni care are în mijloc doi stâlpi care nu sunt semnalizați corespunzători care ar fi acolo ca obstacole. Teoretic, au făcut ceea ce trebuie în normativ. Maria, poți să mai lași un pic? Mulțumesc! Au respectat normativul prin marcarea trecerii de pietoni, dar lipsește partea de utilizare a trecerii de pietoni. Și apoi avem și exemple. Mi se pare, cred că, cel mai fain exemplu de design inclusiv din București. Este vorba de spațiul public al clădirii de birouri UiPath. Este undeva în spatele pieței romane. Și este vorba de un acces făcut către această piață publică în care îmbină rampele cu treptele. Sigur ați mai văzut tipul acesta de exemple. Și e foarte fain că dacă mergi în weekend acolo la o înghețată, poți să vezi că toți copiii folosesc rampele să coboare pe ele, se dau cu trotinetele, mamele cu copilul în căruciori coboară pe aceste rampe, bicicliștii la fel. Și practic accesul care în normativul de NMP 051 ar fi pentru persoanele în scaun rulant, devine o promenadă foarte plăcută, care este utilizată de toată lumea. Bun, și de ce apar, de fapt, aceste confuzii între design inclusiv și accesibilizare? Odată, resursele educaționale sunt minime sau uneori chiar absente. Apoi, este partea de jargon utilizat în accesibilizare, care este destul de neprietenos și neatractiv pentru profesioniști. Apoi criteriile generale legate de designul inclusiv, deoarece nu există standarde clare după care se aplică designul inclusiv, ci mai degrabă sunt indicații pe care ar trebui să le iei în considerare și apoi fiecare profesionist ar trebui să le personalizeze în funcție de context. Și mai este și partea de verificare a accesibilității, care încă se face cu resurse umane și atunci costurile sunt foarte ridicate și durează foarte mult. Și atunci, bineînțeles că clienții nu sunt chiar beneficiarii, nu sunt foarte atrași de a face aceste verificări. Dar cum putem rezolva această problemă? Arima, dacă pot, mulțumesc. Experiența noastră ne-a învățat în acești 5 ani că avem nevoie, în primul rând, noi ca profesioniști, să ne generăm contexte de socializare inclusive, practic niște spații de dialog, în care să putem să învățăm cum putem integra, de fapt, nevoile utilizatorilor. Și aici aș zice că, nu știu, noi ne ghidăm foarte mult după sloganul mișcărilor activiste pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, și anume nimic despre noi fără noi, care mi se pare că este destul de clar ce vrea să spună. Și noi am reușit să ne generăm acest context de socializare denumit Clubul de Mobilitate Urbană, Sensibility. El este un instrument complementar mediului academic, dar și intersecțional din punct de vedere social. Impactul și beneficiile, de fapt, aduse de un astfel de instrument merge pe mai multe paliere, și anume, odată, pe cel social. Pentru persoanele cu dizabilități este, de fapt, o comunitate de skill sharing în care ne învățăm unii pe alții cum să ne adaptăm unui oraș neprietenos ca Bucureștiul, tocmai pentru a schimba, pentru a ieși puțin din cercul vicios în care ne aflăm, iar persoanele cu dizabilități să devină din ce în ce mai vizibile în oraș. Atunci poate o să reușim să creștem presiunea asupra administrației publice de a accesibiliza spațiul public. Apoi, este un instrument complementar
bazată pentru instituțiile publice și pentru școlile speciale, pentru că copiii din școlile speciale ar putea, de fapt și deja participă la activitățile clubului de mobilitate urbană și este practic vine ca o parte practică la cursurile pe care le au ei la școală, partea teoretică, în completarea părții teoretice, dar și partea cea mai importantă care ne interesează pe noi în această conferință este partea complementară mediului academic. Este practic un loc în care studenții la arhitectură, la urbanism, la peisagistică pot veni și să intre în contact cu utilizatorii, să se folosească de acest spațiu de dialog, care, de fapt, aduce beneficii, din nou, pentru profesioniști, pe lângă studenți și profesioniști din domeniu, nu doar studenții pot veni, și aduce beneficii pe două paliere. Odată, la nivel personal, de dezvoltare personală, de a îți exersa în continuu abilitatea de a asculta oamenii și de a reuși, într-un final, să empatizezi. Empatia, chiar dacă empatia e destul de greu de atins, adică eu cred că și noi încă mai avem foarte mult de exersat pe asta. Și odată, pe partea de cercetare, deoarece în cadrul clubului de mobilitate urbană poți să ajungi să dezvolți soluții împreună cu utilizatorii, în mod direct. Și aici aș vrea să vă povestesc un pic despre câteva dintre rezultatele noastre în urma clubului de mobilitate urbană, practic beneficiile noastre directe prin care am putut să creăm instrumente pentru comunitate mai departe. Dar este vorba de o intervenție foarte mică la nivelul centrului comunitar în care se află și clubul de mobilitate urbană, locul în care ne desfășurăm activitățile în mod recurent. Acum, în perioada aceasta de izolare, am observat că splaiul era folosit din ce în ce mai mult, oamenii ieșeau să aibă tot felul de activități și deoarece în centrul nostru comunitar nu am putut să mai avem activitățile de aceste contexte de socializare pe care le aveam, am observat că am putea să ne folosim de zona de intersecție dintre Bulevardul Abatorului și Splai și de soclul gardului spațiului privat al industriei bumbacului pentru a crea un loc de stat. Și atâta, prin intervenția aceasta mică, de fapt, am reușit să readucem oamenii în curtea centrului comunitar. Și pe lângă asta, pentru că oamenii utilizează acel colț de stradă, am reușit să reducem numărul de mașini parcate pe colț, pentru că tot timpul avem probleme cu șoferii care parchează acolo. Apropo de ce spunea Alex mai devreme, de această negociere continuă între pietoni și șoferi. Apoi, tot așa, la nivel de cercetare, v-aș vrea să fac un exemplu de hartă tactilă. Ea este chiar a intersecției din piața universității. Ce a fost interesant a fost că în cadrul clubului de mobilitate urbană am avut mai multe ateliere legate de arhitectură și urbanism, majoritatea realizate pe nevăzute, pentru că încercăm să avem și aceste exerciții de empatie pentru persoanele tipice care vin la CMU. Dar pe lângă asta, în cadrul focus grupelor pe care am avut cu persoanele nevăzătoare, ne-am dat seama că modul în care hărțile tactile sunt create conform standardului și normativului, din păcate, în România nu sunt suficiente. Și asta pentru că avem niște carențe foarte mari la nivel educațional. Adică persoanele cu dizabilități în România nu sunt pregătite să folosească instrumentele pe care noi ar trebui să le aplicăm în accesibilizare. Și atunci ai nevoie să înțelegi cum poți, ce poți să mai adaugi la standarde pentru a putea crea instrumente cu adevărat accesibile și de calitate, care să ajungă, de fapt, la rezultatele pe care le dorești. Astfel, ne-am creat un mod de a învăța persoanele nevăzătoare să folosească hărțile tactile, să înțeleagă ce este legenda, cum se cercetează o hartă tactilă, cum poți să faci să înțelegi conceptul de scară corelându-l cu conceptul de timp, cât de mult ți-a luat să te plimbi prin zona respectivă, să poți să transpui după aceea în obiectul pe care tu-l atingi. Iar hărțile tactile sunt un instrument inclusiv pentru că, cred că, oricui îi trebuie, când este într-o intersecție aglomerată pe care, nu știu, ca turist, să zicem, când ajungi într-un oraș necunoscut, nu contează dacă ai deficiențe de vedere sau nu, ai nevoie de o formă de a te orienta și câteodată poate Google Maps nu te ajută cel mai bine și un astfel de obiect ar putea funcționa pe mai multe paliere. Apoi este vorba, mai avem un astfel de exemplu, tot în cadrul grupului de mobilitate urbană, am avut o discuții despre spațiile publice de joacă. Și ne-a surprins că o parte dintre colegii noștri de echipă nevăzători nu fuseseră niciodată în copilărie într-un spațiu de joacă public. Nu intrase în contact cu leagănele de acolo, cu toboganele.
Și atunci asta ne-a făcut cumva, ne-a strânit cumva curiozitatea să vedem ce se întâmplă prin spații de joacă publice și, într-adevăr, în București, aici la nivel de București vorbesc, toate au pictograma care susține că sunt accesibilizate. Dar ce se întâmplă este că, de fapt, în cadrul locurilor de joacă, este ales de obicei către un echipament de joacă care este conform standardului, este accesibilizat, dar de cele mai multe ori locul de joacă în ansamblu nu este gândit într-un mod inclusiv și pentru un copil cu dizabilități apar foarte multe obstacole în utilizare. Să vă dau un exemplu, există castel cu rampe special adaptat pentru persoanele în scaun rulant, care este pus pe nisip. În astfel de exemplu, practic, persoana în scaun rulant, dacă nu are un scaun rulant special pentru nisip, nu poate să ajungă să folosească acel echipament. Și aici, de aici a pornit, de fapt, apoi cercetarea noastră. Inițial, adică am făcut alte focus grupuri cu copiii cu diverse dizabilități din școlile speciale pentru a putea înțelege obstacolele întâlnite în spațiile de joacă, pentru a înțelege preferințele în legătură cu materialele folosite și modurile de joacă, dacă individual sau în grupuri mai mari. Și prima oară am făcut un spațiu de joacă fix, plurisenzorial. Ne-am dat seama că pentru a avea un impact mai mare, avem nevoie de un instrument cu care să ne putem muta, de fapt, oriunde ne-am dori. Și așa a ieșit Pop-up Răspiua, cel din imaginea din dreapta, care este un spațiu de joacă mobil inclusiv. Practic ne ajută să... E un instrument de placemaking pentru că putem să creăm contexte ludice de socializare între copiii tipici, copiii cu dizabilități, oriunde, în oraș, în natură, într-un spațiu închis. E foarte ok pentru că este modular, poți să folosești un singur modul sau poți să le folosești pe toate și poți să acoperi până la 150 de metri pătrați cu ele. Și toate aceste exemple ne-au cum să zic la ideea aceasta, adică ne reîntăresc de fapt ideea că avem nevoie ca profesioniști mai întâi de spațiile acestea de dialog în care să exersăm și poate să învățăm din ce în ce mai mult cum să înțelegem utilizatorii. Pentru că este foarte important să cunoaștem standardele și normativele, dar este și mai important să înțelegem ce trebuie să mai adăugăm ca straturi peste standarde. Fie că vorbești de empatie, că vorbești de respect, de responsabilitate și toate aceste lucruri se pot învăța doar prin dialog și prin interacțiunea directă cu utilizatorii. Mulțumesc! Mulțumim foarte frumos pentru aceste prezentări care pe mine m-au sensibilizat profund, pentru că până la urmă orașele sunt ale oamenilor, noi locuim în ele, sunt ale noastre și ar trebui ca fiecare să avem acces absolut la toate spațiile publice și care să ne inspire și totodată să ne transmită această stare de bine și de confort în cadrul orașului. În cadrul acestor, cum am gândit să structurez, pentru că sunt cumva două prezentări, nu diferite, ci se contopesc, sunt corelate cele două, dar ca să pot să iau în ordine întrebările și să fac legătură cu prima parte a prezentărilor și apoi cu partea a doua a prezentărilor a lui Iris. Prima dată o să povestesc puțin despre partea aceasta de înțelegere a componentelor de care trebuie să ținem cont în viitoarele transformări ale orașelor și faptul că, da, trebuie să creăm spații funcționale care să acopere, bineînțeles, toate nevoile comunității. Și așa cum a precizat, o secundă că am o întrerupere. Așa cum a precizat Alexandru, cred că trebuie să ținem cont de dinamica spațiilor în raport cu aceste nevoi pe care le avem și să gândim un plan de mobilitate urbană pentru noi toți. Și ce aș vrea să adaug, pentru că urmărind prezentarea mi-am adus aminte de un lucru care mi-a plăcut foarte mult despre un motto al lui Barry Commoner, care este fondator al Modern Environment Movement și care spunea că valoarea umană a automobilului este creată de tehnică și diminuată de eșecul ambiental.
specifica faptul că libertatea de mișcare pe care oferă automobilul este diminuată în mod paradoxal de numărul mare de vehicule, adică apar ambuteiaje, stăm foarte mult la cozi și totodată faptul că după apariția automobilului apare acest conflict și această negociere dintre pieton și automobil, care duce totodată uneori pentru cei care utilizăm spațiile aferente zonelor de derulare cumva înlăturarea activităților specifice cotidiene și asta are legătură și cu prezentarea celor de la bază și cu prezentarea lui Iris. De ce? Pentru că cred că cu toții dintre noi în momentul în care parcurge mai ales aceste străzi care țin probabil de cartiere sau nu sunt în zonele centrale, cu toții avem câte un obstacol, care este o mașină sau este un element care nu este bine gândit. Și din acest punct de vedere o să vă adresez prima întrebare, care se referă mai puțin să văd de unde să pornesc. Care a fost cea mai mare provocare în realizarea acestor intervenții? Și totodată, dacă puteți să ne povestiți pe scurt care este parcursul unei astfel de intervenții, adică de la idee, de la conceptul de la care porniți până la partea de avizare și implementare. Cred că o să iau de la coadă la capăt, cumva. Cred că, în general, ne-am luptat foarte mult cu aceste probleme ale oficialității, ale oficialului, să zicem. Și în cazul scării, și în cazul celorlalte proiecte, am avut întotdeauna o interfață, să zic, cu domeniul public și cu administrația domeniului public. Nu mă refer neapărat la instituție, ci tot aparatul care modelează domeniul public. Și cred că e ce am constatat cu oarește intrigă, e că în spatele străzii, să zic, ca formă, există un sistem care e foarte incomplet. E ca un labirint cu coridoare care nu duc unele către celelalte, se pierd informațiile pe drum, diverse departamente nu comunică între ele, companiile de utilități sunt stat în stat, sunt mici, Enelul e Vaticanul utilităților, nu se poate intra. Bine, exagerez, dar nu exagerez în același timp. Și cumva domeniul public rezultă din niște suprapuneri care nu țin tot în general cont unele de celelalte. Și atunci când începi un demers mai complicat, întâmpini un număr de probleme și e bine să fii pregătit să stai câțiva ani blocat într-o joacă din asta de tensiune până când chiar se întâmplă ceva. Cum a fost scara de la Biserica Crețulescu, care din punctul nostru de vedere e un proiect mic, dar extrem, extrem de important. Și atunci, având această experiență, ce am făcut e că am început să facem pași înapoi și să încercăm să găsim o modalitate de a acționa imediat. Sau am încercat să răspundem la nevoia asta noastră de a face. În al doilea moment, mai întâi te gândești și imediat faci. Și această abordare s-a tradus în această inițiativă pe care noi am denumit-o Girafa Urbană, care practic presupune realizarea unor intervenții în spațiu public, care pentru noi sunt probabil cel mai corect denumite artistice, efectiv. Sunt lucruri care speculează zona de gri legislativă și sunt proiecte care prin sine stârnesc opinia publică. Deci e o modalitate de a atenționa asupra unei probleme, de a o rezolva,
M-aș îndrăzni chiar să zic de educație până la un punct a unui public mai amplu, mai ales de sugerarea faptului că oricine se poate implica în această modelare a domeniului public și pentru mine chestia asta dă o cu tot o altă direcție expresiei că fiecare e liber să facă ce vrea în oraș. Și e cumva o idee care a apărut din faptul că, da, pe stradă în București, în momentul de față, ești liber să faci aproape ce vrei. Nu o să te oprească nimeni de la nimic, mai ales dacă ești în zona mașini sau alte astfel de privatizări ale spațiului public. Și atunci, ce să zic, cea mai grea, nu știu, cel mai greu lucru pe care încercăm să-l facem, e să promovăm această idee de creativitate și intervenție directă, care e făcută de un grup de oameni responsabili. Și aici mai era un ultim slide în prezentarea noastră, care se numea, mă rog, The Good, The Bad and The Illegal, i-am zis după celebru titlu, care, de fapt, poate ar fi trebuit să aibă un mare semn de întrebare la sfârșit, fiindcă în momentul de față aceste trei noțiuni nu se suprapun în mod coerent în București. Și trebuie să fie un efort constructiv și foarte coerent de a clarifica și determina lucrurile din punct de vedere legal, dar trebuie să existe și o practică la nivelul străzii directă din care cumva începe să se țeasă o cultură locală a urbanismului și a intervenției, care nu trebuie să fie neapărat. Și atunci devine tentant să speculezi acest moment de ambiguitate. Știi? Nu trebuie să-l omorâm direct, putem să și îl speculăm. Și pentru noi poate asta e o provocare interesantă în momentul de față, să nu se piardă anumite lucruri care există acum bine. Și poate o să profit acum încă un minut să spun că esențială pentru acest demers, în care binele, răul și legalul nu sunt ajustate, să zicem, unul la celălalt sau nu sunt clarificate, e educația. Și în România nu avem aproape deloc educație de urbanism, există doar facultatea din București, de unde termină un număr foarte mic de studenți. Mulți dintre ei termină se orientează spre chestiuni destul de tehnice și mai puțin spre o înțelegere cu adevărat teoretică și abstractă a orașului care ar putea să și critică, să zicem, a mediului și a profesiei și credem foarte tare că e nevoie de un program de educație urbană care să, în primul rând, să pună pe masă nevoia de a recupera teoria de urbanism și de a înțelege orașul din punct de vedere teoretic prin prisma unui număr de idei, criterii, sisteme de înțelegere și de gândire și după aia și un loc în care un student poate să achiziționeze un număr de aptitudini și cunoștințe care să fie mult mai ajustate la problemele orașului contemporan. Și am pus acest citat dintr-o carte foarte interesantă în care autorul deschide cartea cu această declarație că orașul contemporan este invizibil pentru că nu avem uneltele intelectuale de a-l percepe. Și mie chestia asta mi se pare foarte, foarte adevărat. Și cred că de asta avem nevoie, de a înțelege acest oraș contemporan prin prisma unor noi unelte intelectuale, în primul rând. Pentru că cred că trăim în niște concepții, nu știu, inadecvate, poate. Mă rog, aici trebuie să calci atent cu cuvintele astea, e delicat, dar... Cred că m-am făcut destul de înțeles. Ai microfonul închis, Sonia, să știi. Eu cred că aceste intervenții temporare pe care le-ați gândit sau pe care le gândim au un impact asupra comunității într-un mod pozitiv. De ce? Pentru că uneori participanții, utilizatorii nu-și dau seama cum un spațiu poate să devină unul mult mai util pentru ei. Asta mă refer la intervenții în ceea ce privește trasee, în zonele de străzi, în zonele de staționare. Faptul că introduci un element are un impact asupra comunității și ei, de fapt, își dau seama cum poate să fie utilizată zona aceea altfel ca să-i confere...
adică ca să-i confere un, să aibă un confort celui care folosește. Aș mai adăuga, dacă pot să fac o mică completare la ce ai spus tu, aș mai adăuga aici că momentele astea forțează, în adevăratul sens al cuvântului, niște dezbateri la nivelul străzii. Adică în toate aceste mici proiecte pe care le-am făcut, a venit poliția, au venit locuitorii, au venit oamenii din comunitate cu care oricum lucram, au venit un număr de oameni care s-au demonstrat că sunt legați prin anumite fire mai mult sau mai puțin vizibile de acel eveniment. Și poate cel mai important lucru a fost discuția pe toate direcțiile. Inclusiv cu poliția, care în esență nu știa ce să facă, pentru că de fapt lucrurile nu erau definite. Era o situație și s-a insistat o vreme pentru un fel de amendă pentru gunoi în spațiu public, pe care a devenit atât de ridicolă discuția asta, încât s-a ajuns în punctul în care da, nu se poate face nimic în aceste situații și sunt perfect normale. Și noi am considerat chestia ca un lucru bun, adică, da, ok. Și asta mi s-a părut cel mai interesant. Deci, una e dezbaterea care e înscenată în prealabil și încercăm să ne întâlnim și să dezbatem, alta e când ești confruntat cu un eveniment și trebuie să intri într-un dialog cu acel eveniment, într-un fel sau altul. Asta vreau să. Da, și știu că unele dintre astfel de intervenții, mă refer în străinătate, s-au transformat unele dintre ele chiar în instrumente care sunt utilizate la nivelul administrațiilor publice. Și ceea ce vroiam să precizez este faptul că tocmai asta dorește conferința, să creeze legături, să creeze conexiuni și să înțelegem că există specialiști și că putem să colaborăm cu ei. Și așa cum ai precizat tu referitor de Enel, tocmai referindu-ne la compania Enel care este peste tot, tocmai de aia am invitat-o pe... invitată este și Sonia Florian, care este reprezentant, pentru că consider că trebuie să avem absolut din tot ce înseamnă componenta asta urbană, câte un reprezentant la o discuție de acest fel, pentru a crea conexiunea dintre elemente, ne referim la conexiunea naturală, pentru că asta este tematica acestei întâlniri, și totodată să creăm cumva un mod de a ne manifesta și o cultură mai departe în ceea ce privește educarea populației, educarea administrațiilor și această colaborare. Cred că, de fapt, pe partea aceasta de colaborare și conștientizare merge mai departe și asta poate că va asigura un echilibru. Și cred că contează intenția noastră și să nu intrăm în conflict, ci să înțelegem de fapt care este rolul fiecăruia în tot ce înseamnă peisajul acesta urban. Și pentru că, nu știu dacă ați reușit cumva să vă uitați și la câte comentarii avem din partea participanților, o să vă adresez următoarea întrebare, care se referă la acea intervenție temporară pe care ați denumit-o girafa urbană. Și întrebarea este: de ce girafa urbană? De ce ați făcut această asociere? În București a devenit un simbol al libertății, girafa de la Victoriei. Pentru că atunci când e vreo manifestare sau ceva, vreo declarație, vreo luare de poziție a societății față vis-a-vis de guvern, administrație sau oficiali, punctul de întâlnire nu mai e piața Universității la Fântână, este girafa de la Antipa. Și e un dublu sens, că e o traducere, să spunem, a elefantului din cameră, de care nimeni nu vorbește și care nu și are loc în spațiu public, numai că am înlocuit elefantul cu girafa, pentru că chiar dacă nu și are loc în spațiu public, e totuși un semn de libertate. Da. Dar cum astea sunt motivele, da, ne-am... Drăguța să fie. Chiar o asociere foarte sugestivă și drăguță totodată. Următoarea întrebare vine... pe lângă asta, ceea ce aș vrea foarte mult să vă precizez este faptul că
Uitându-mă în comentarii, sunt persoane care ne urmăresc și care sunt tocmai acești utilizatori care au dizabilități, mm-hmm. pentru că pe unii dintre ei îi cunosc și știu ce dificultăți întâmpină în viața lor cotidiană. Și în continuare vreau să vă adresez o întrebare referitor la suportul financiar, adică da, atunci când ne gândim la proiecte, la acțiuni, avem nevoie și de partea aceasta financiară și de suport. Și cine de fapt susține financiar aceste proiecte? Go Iris! Pentru noi, partea de AMAIS, proiectele noastre sunt finanțate prin bugete de CSR, Corporate Social Responsibility. Asta reprezintă, de fapt, cei 20% pe care companiile îi pot redirecționa către ONG-uri sau persoane fizice și își pot deduce această sumă din impozit. Și aceste sume sunt oferite odată prin concursuri publice pe care le puteți găsi și pe social media, pe site-urile lor, dar și prin concursuri interne, adică în care ajungi prin recomandările angajaților. Super! Mulțumim frumos, pentru că partea asta de finanțare este uneori foarte greu de găsit și ai nevoie de această resursă, deși avem idei frumoase care pot să fie materializate, dacă nu avem și partea aceasta, nu reușim, nu avem cum să le transformăm și să le materializăm în continuare. Aici mai vreau eu să adaug un lucru. Noi, de exemplu, am beneficiat pentru Scara de la Crețulescu de o finanțare pe care am câștigat-o, un concurs organizat de Fundația Comunitară București. Și genul acesta de concursuri prin 2014-2016 au fost foarte populare. Între timp, din păcate, s-au redus substanțial. Mai este fondul de IKEA și Kaufland, care oferă o sponsorizare pentru proiecte comunitare. Și vroiam doar să zic că este absolut necesar. Marea majoritatea sponsorilor s-au speriat tocmai de termenii lungi de implementare, pentru că pe ei interesează să aibă un rezultat la sfârșitul anului financiar, să poată să spună că și-au atins anumite targeturi. Și în momentul în care, de exemplu, noi am fost foarte norocoși cu cei 10.000 de euro pe care i-am câștigat, care s-au devalorizat fantastic în cei 3 ani de zile până când am implementat, dar am avut această răbdare la dispoziție, în timp ce, de exemplu, Urbaniada s-a dizolvat, deși fusese găsite premii, tocmai pentru că parcursul birocratic, care nu este pregătit pentru a susține proiecte comunitare și de regenerare a spațiului public, e îngreunat. Din acest punct de vedere, îmi pare foarte rău că se întâmplă astfel de lucruri la București. În ceea ce privește proiectele comunitare și mai ales aceste intervenții de sensibilizare și de conștientizare a publicului. Eu sunt din Cluj și aici se mișcă mult mai ușor aceste lucruri și nu știu care este problema. Nu-mi dau seama. Dați-ne un ghid. Sau poate că îmi dau seama care este problema, dar aș dori în ideea aceasta să vă adresez următoarea întrebare care se referă la cum putem educa sau conștientiza publicul astfel încât să ajungă, ca și noi, cei mai mulți, să punem presiune pe autorități. Și dacă există interes din partea administrației publice pentru însușirea unei astfel de logici de intervenție și dacă există, atunci cum se manifestă aceasta? E o întrebare așa, apostolică. O să răspund, să spunem așa, nu neapărat la subiect. Unu, școala pentru oraș unul din scopurile ei e tocmai acesta, de a ajuta navigarea comunității spre a-și înțelege drepturile, dar și responsabilitățile. Și asta se poate face, mă rog, se face deja prin anumite ONG-uri, prin grupuri de inițiativă, dar nu se face într-un mod consistent,
În Londra există Citizen Scientists, care e o direcție a administrației publice care cu asta se ocupă, de a-și folosi proprii locuitori, să adune date din teritoriu, să facă sesizări, să vină cu soluții. Iar la nivel de documentare, cel puțin București este foarte, foarte deficitar și de aceasta ajung să fie implementate și foarte multe anomalii, pentru că hărțile din 91, care sunt hărțile oficiale, nu mai corespund de mult cu realitatea contextului. Iar pe partea de deschidere a administrației locale, nu știm încă. A trecut o lună, nu știu dacă și ei știu că au această putere de a, și de fapt dacă au și disponibilitatea de a se deschide către, nu zic societatea civilă, cât pur și simplu către locuitori. Ok, mulțumim, mulțumim frumos. Da, este un subiect destul de delicat acesta și se poate dezbate îndelungat. Va trebuie fiecare dintre noi, pentru că asta înseamnă conexiunea și asta e ideea acestei conferințe, fiecare dintre noi, de fapt, trebuie să fie un model pentru celălalt de lângă el și să-l învețe lucrurile care le cunoaște, cumva să împărtășim partea aceasta de cunoaștere. O întrebare venită din partea Feliciei specifică faptul, adică cumva se întreabă dacă există o strategie de dezvoltare a orașelor în funcție de cerințele persoanelor cu dizabilități. Deci dacă există sau se discută pentru o viitoare strategie în ceea ce privește dezvoltarea orașelor în care trebuie să ținem cont de această categorie și de cerințele acestor persoane. Am încercat să răspund și în comentarii. Mai aveam să mai scriu acum încă unul, să adaug, să scriu după aceea. Nu există un document care e exclusiv dedicat acestui subiect în momentul de față, sau cel puțin eu nu-l am, nu știu despre el, dar cum am răspuns și acolo, există odată strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Ea, teoretic, s-a încheiat anul trecut prima astfel de strategie. Au fost analizate rezultatele și anul acesta, în 2021, o să fie lansată noua strategie națională, deoarece rezultatele au fost foarte slabe. Ea conține un capitol dedicat mediului construit și aici intră și dezvoltarea urbană și spațiul public. Mai există planul de mobilitate urbană durabilă pentru București, conține partea aceasta de accesibilitate și intervenție care ar trebui realizate. Și apoi mai există cele două documente care cred că sunt încă în lucru, și anume strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului București, care de fel ar trebui să conțină o parte dedicată mediului inclusiv, mediului construit inclusiv, și politica urbană a României, care la fel ar trebui să aibă acest capitol modificat legat de dezvoltarea inclusivă a mediului construit. Dar din punctul meu de vedere, încă mai avem nevoie de astfel de documente și poate de o mai mare colaborare între actorii implicați, deoarece am observat că există cumva o tendință de a se lucra separat, adică arhitecții și profesioniștii din domeniu lucrează cumva închis, adică nu e o colaborare cu persoanele cu dizabilități directe sau cu persoanele din grupuri vulnerabile, nu se întâmplă foarte des asta. Și invers, pe exemplu, strategia națională aceasta de accesibilizare a fost realizată de oameni din ONG-uri și pe partea de mediu construit, n-a fost neapărat realizată de arhitecți sau persoane cu experiență în construcții, o experiență directă, e cumva o lipsi din echipă. Mi se pare că ar fi nevoie de o colaborare mai puternică între toți actorii implicați pentru a avea în final documentul despre care m-ați întrebat. Mie mi-a plăcut foarte mult, acum o mică paranteză, de fapt, cumva aș vrea să fac o legătură cu prezentarea voastră și legătura se referă la spațiul de joacă, da? Care e un spațiu în care îi spune, da, copiii au dreptul să iasă în natură, copiii au dreptul să joace, să experimenteze. Și
M-am întrebat și eu de foarte multe ori de ce în spațiile de joacă nu este gândit și un loc sau echipamente care, adică să fie gândite pentru această categorie de utilizatori care au anumite disabilități și deci, de exemplu, la nivelul Germaniei sau în Danemarca există inclusiv adventure park-uri care sunt pentru oameni care folosesc, de exemplu, fotoliul rulant. Și pentru, așa un pic, ca să ne concentrăm pe partea, pe partea aceasta, aș vrea să vă întreb unde ar fi, adică unde ați întâmpinat probleme? De ce nu se aplică în mai multe spații? Mă refer la spațiile de joacă, deci acum strict la aceste, la aceste spații de joacă. Adică nu există reglementări, nu există... Care este problema pe această categorie? Din punct de vedere legislativ, să știți că la fel ca pe alte paliere, stăm foarte bine. Nu este o problemă din acest punct de vedere. Dar cred că problema, cel puțin din experiența noastră, vine din faptul că persoanele tipice, să zicem, persoanele tipice care se ocupă de astfel de proiecte, o persoană tipică este o persoană fără dizabilități reglementate, așa fiecare avem câte ceva ce nu putem face. Dar pentru că persoanele tipice care se ocupă de astfel de proiecte, în primul rând, nu înțeleg sau poate încă nu au descoperit beneficiile directe pe care le poți avea din astfel de intervenții. Adică încă privim accesibilizarea ca pe această anexă pe care o adaugi proiectului și care e făcută special pentru acea categorie, nu te privește direct pe tine ca persoană tipică. Dar cred că este, asta e foarte important să încercăm să lucrăm la partea de educație și de fapt de responsabilitate față de comunitate și de a înțelege că binele comun pe termen lung este benefic la nivel individual și că oricum ai fi în momentul de față, faptul că tu investești în accesibilizare sau în design inclusiv, vei avea și tu de beneficiar din asta, în primul rând pentru că îmbătrânești și abilitățile tale o să înceapă să fie din ce în ce mai reduse. Iar dacă nu o să obții niciodată un certificat de grad de handicap, e foarte posibil ca tu să ai, de fapt, exact aceleași obstacole și să întâmpini aceleași obstacole ca o persoană cu dizabilități. Și cred că asta e o primă problemă, că nu înțelegem beneficiile pe termen lung ale designului inclusiv și atunci nu se transformă într-o prioritate. Apoi este acest tabu, să zicem că nu avem atât de mulți utilizatori care ar putea beneficia și atunci se face, să zicem, cost-wise, se face un raport între investiție și... și utilizatorii care vor beneficia după aceea de investiția respectivă. Și apoi, cred că lipsa de sancțiuni este foarte importantă. Adică sancțiunile sunt aplicate, dar nu destul de mult încă. Cred că și sancțiunile putea. Și bineînțeles, ceea ce promovăm noi foarte mult, adică aceste contexte de socializare prin care chiar să înțelegi nevoile de oameni. Pentru că odată ce știu că pare puțin utopic, dar odată ce cunoști o persoană și începi să te apropii de ea, începe să-ți pese mai mult și de problemele persoanei respective. Și mi se pare foarte poetic așa, dar să știți că chiar apar rezultate prin aceste moduri, doar că mai greu pentru că o iei de fapt treptat, om cu om. Și atunci ai nevoie de niște resurse destul de mari pentru a putea avea un impact la nivel național, să zicem. Da, cu siguranță apar rezultate și cred că ce ar fi foarte important de menționat este faptul că aceste spații, adică diferența cumva, că există o diferență între dizabilitate și handicap și faptul că un om care are o dizabilitate poate să fie și cel care folosește căruciorul sau o femeie care este gravidă. Și deși ar mai fi intervenții și întrebări, trebuie să încheiem această întâlnire și sper ca pe viitor să mai atingem aceste puncte importante care foarte rar sunt aduse în față și prezentate destul la puține intervenții, adică la puține întâlniri se discută despre această categorie și cum ar trebui să ținem cont de ea în modelarea orașelor. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru intervenție și pentru toate lucrurile interesante și frumoase pe care mi le-ați împărtășit. Sunt convinsă că ne-ați sensibilizat și o să fim mult mai atenți în jurul nostru la ceea ce se întâmplă.